Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou clip. Primul episod din House of the Hill a ieșit destul de bine, așa că am zis că ar merge și clipul al doilea. Dacă vreți să susțineți seria, nu uitați să lăsați un like, păreri lăsați în comentarii, nu uitați să vă abonați și activați notificările ca să vedeți când postăm un clip nou. Ar fi fain să creștem repede canalul ăsta. Sincer, m-ar ajuta și un share, dar nu vă obligă nimeni. Iar dacă vreți să mai vorbim mai despre grupul de Discord, nu lungim foarte mult să trecem la gameplay. Situația e în felul următor. La etajul 2 mai avem de ciordit un folier. I heard the owner hides his spare keys near the entrance, so it'd be pretty easy. Have you looked in a pot or under a door? Great. It'll be easier than I thought. Așa. Să vedem ce avem aici. The former family of our bachelor. Hey, this kid looks just like yours. I'm not implying anything, but maybe your wife knew this guy. No. Don't be so mad. I'm just kidding. Tu crezi că vrei bătaie și chiar nu știi cum să-ți o iei, prietene. Wow. Half of my house can fit in here. Or the whole of yours. You can even see the second floor. Okay. Dacă prima oară am mers pe acolo pe dreapta, mergem acum pe aici pe stânga. Opa! Ce se întâmplă? De ce este ușa asta așa? Și nu vreau să știu ce-i după ușa aia. Hai la etaj. So, we need to... Necklace. It belongs to an ex-wife of the... Start from the bedroom. Shit! Where's this static coming from? De ce te-am uitat atât de prost, bulangiule? Cumpărești tu niște... din astea mai performante? Ia să vedem. Închidem totuși ușa ca să fim siguri că nu intră cineva după noi. Aici nimic, aici nimic. Ce ai ascuns aici? Looks antique. What do you think it's worth? Take a couple of shots. I want to see if it's working. Some special photo paper? Modern art is a very strange thing. Closed. We need to figure out how to get inside. Cum adică are desenată o clanță, bulangiul? Nu vedem, poate ne arată ceva în poză. Wait, I didn't see it there. Or is it a glitch? Okay, let's move on. Da. O fac, nici nu știu să mă uit. Să mai facem o poză pe aici jos. Parcă vezi că e vreun bulangiu care mă așteaptă acolo. E liber? E liber, colegul. You need to find and open the door to the master's bedroom. Aici este blocat, bineînțeles. Ia dacă insistăm, se deschide. Se deschide o mare. O pipă aici frumos. Oh boy. E mult, mult prea liniște aici. There should be something on this table. Da. Bucată de ziar. This is a new paper from 6 years ago. Ok, deci e vorba de un artist care a dispărut împreună cu fiul lui. Dubios. Dubios pentru că în camera din spate, într-o cameră mai din spate. This is not happening. This is insane. Știu. Văzusem o grămadă de tablouri și picturi, chestii, deci ar putea fi o legătură între toate lucrurile astea. A, un VHS, bineînțeles. Acum am băgat caseta. Să vedem ce se află pe caseta asta. Ce surprize ne mai așteaptă în acest joc mirobolant. A recognized artist and photographer and her son. The search continues. Okay. We are still waiting for an official statement from the police representative. In the meantime, we express our condolences to the husband of Mrs. Oh.
ok. Ah! Ce-a căcat? I have some connection problems here. Apoi... Okay, let's look in the other rooms. The necklace should be in the bedroom. Sper. Avem probleme mai mari decât conexiunea. În camera asta am fost? Parcă am fost. Nu cred că am fost. Oh, ce capcan am luat. Fii atent ce mi-o iau. Poze, multe poze. Have you noticed the number of pictures? Someone was clearly interested in photography. Da? Or he wanted to capture something specific. Chiar dacă cineva a văzut că bulangiul ăsta face chestii dubioase în beci. Și din cauza asta tot făcea poze. Ok. Deci avem o scară care duce la etaj. Aici ce avem? Nimic anormal în poza asta. Bineînțeles, nu putem sări pe geam. Mai e o ușă. Aha. Hai. WC-ul. Ok. I knew that a child used to live here. But why is this the only thing that was left of him? Where's his bedroom or toys? There must be at least something. Da, niște medicamente, niște sedative. E clar se întâmplă. Am auzit o clanță de ușă. Dacă intri să fac poză, du-te în gâtul mătii. Să moară business ca să fac poză. Sper că nu despre mine vorbiți voi acolo. Ui, nu-i nimic aici. Ce? The fuck? Something very strange going on here. Nici n-am văzut asta aici. Forget it. Forget the necklace. Just look for a way out. Ah, aha. Mersi că nu ți s-au părut lucrurile dubioase încă de la început. Abia acum te-ai gândit că ar fi bine să fugim. Ar fi fain dacă aș putea sări pe ei. Jump over the balcony and get out. Jump! Hai mă! What are you waiting for? Jump! Nu știe să sară. You can't, can't you? Okay. Bă... Let's move on. Asta e fantoma. Nu-i fantomă, e o pictură, cred că. Nici măcar o pictură nu e, ia să vedem dacă facem poză, apare ceva. Nu, rămâne o poză goală. Cred că e o femeie, un început de desen de femeie acolo. Ah, ba nu, uite că a apărut acum. Da. Mai este o intrare pe aici. Cam multe chestii înfășurate. Hai să începem cu asta. Ok. E tot gol. Mamă, dar ce sinistră arată și femeii sa asta. Presupunând că e femeii sa. Mannequins. Ce? I hate mannequins. Avem o ușă aici. Mai avem un tablou. What? Era o manechină aici. Boss, spune-mi dacă ai văzut cum a dispărut ăsta.
Cam multe fenomene strane în casa asta. Dintre toate casele pe care le puteam jefui. I can't hear you. Fix casa asta ai găsit-o. Nu știu cum e posibil așa ceva. Hai vedem aici în tablou ăsta mai apare ceva. Da, e tot o femeie ceva aici. Pare cam nervoasă. E femeie sau fantomă? Nu știu. Dăm play la TV. Ok, deci e sufrageria. Hai de cap, nu, cum se plimbă fantomele pe acolo. Culangiule, ți-am făcut poză ca să fiu sigur că te-am văzut aici. Se uite o femeie cum plânge, dar de unde plânge? E vreo ușă pe aici? Nu cred. Hai să luăm aparatul foto. Ah, dar nu pot să merg cu el așa. Manechinule... Mai fugi mult? Ce nu stai la poză? O să regret asta. Unde ești, femeie? Femeie, dacă vii, îți fac poză. Du-te, dracului. Păi ți-am făcut poză, nu dispari? Dar tu rămâi acolo. Eu nu sunt aici. Nu mă băga în seamă. Locked up? Păi totul e închis, frate. We didn't lock it up. Uh-huh. We'll find another way out when we're done. Tu-ți gura mătii cu spargerile tale sigure. Aha. E treabă ușoară, așa mi-a zis. Bani făcuți ușor, așa am crezut. Pitcher! Do you hear me? Take a pitcher! L-am făcut. L-am făcut și mai devreme, de ce n-a funcționat mai devreme? Bă, se mișcă scaunul. A leșinat scaunul. Poză. Poți să-i mai fac o poză? Ah, scări. Am văzut o poză cu ceva scară care venea din tavan. Eh, dacă văd ceva dubios, fac poză. Hai de capul meu. Hai de capul și de zilele mele. Nu e nimic aici. Oh, boy. Oh, boy. O ușă care duce spre nicăieri. Ce naiba, nu mai pot să plec nicăieri? Oh, manichine. Ușă. Am plecat. Nu mă bag eu în discuțiile voastre, stați liniștiți. Nu e nimic aici? A, ba da, ba da. Așa. Oho, e cam departe aia. Aici am venit, nu? Așa, am văzut aici o poză, ceva, ce avem aici? Avem aici o notă de la un copil. Nu o să mai plâng de acum deloc. Vin înapoi, te rog.
Sunt foarte flămând. Am mâncat tot ce ai gătit tu. Îmi este și somn. Te rog, nu mă părăsi. I want to eat. E trist și chiar îmi pare rău pentru oamenii care au probleme de genul ăsta în familie. Ai de capul meu. Ce avem aici? Uai, să nu spui că s-a întors măcelarul ăla tâmpit. Sau că-s mai mulți măcelari. Hai pe ușă. Unde am intrat? Ce e aici? Ce e aici? Sper să nu dau nas în nas cu măcelarul. Minunat, ușa s-a închis. Nu-i semn bun. Îți fac poză. Du-te, lasă-mă că-ți fac poză. De ce direcție mă atacă? În față mă atacă. Trebuie să-i fac poză, cred că dacă îi dau cu poză o să mă conferez de ea, cred. Mori, mă, mori. Câte poze trebuie să-ți fac? Fai. Do you hear me? It seems that the connection is clear now. Are you okay? Nu, nu sunt ok. Și nu mai merg la furat cu tine, bulangiule. Ah, am coborât așa, finuț. Cum ar veni? O lumină mauve în partea aia. Acolo mergem, bineînțeles. Haha, fantomo. Ce? Alte uși desenate? What? Why did you find her? Zici că asta ar fi nevasta de fapt? Da, pentru... Aha, pentru foliera. You found what we were looking for. Da. You saw what you wanted. Now you can leave, right? Good. Hey. Cred că să ne oprim deocamdată aici e suficient pentru clipul de azi. Nu uitați să vă abonați și activați notificările ca să vedeți când postăm un clip nou. S-ar putea să vină și partea a treia. Dar până ne revedem, eu v-am salutat. Ciao!